Meteorologia a emis o avertizare cod galben de vânt valabilă vineri și sâmbătă pe întreg teritoriul țării. În această perioadă se prevăd intensificări ale vântului, care va bate dinspre vest în rafale de peste 70 de km la oră. În context, oamenii sunt îndemnați să evite trecerea pe lângă arborii uscați sau prin apropierea firelor de electricitate. De asemenea, șoferilor li se recomandă să-și parcheze mașinile într-un loc sigur pentru a evita accidentele. În următoarele zile vor fi înregistrate maxime de până la 6 grade Celsius.